Cuviosul Hristofor 30 august. Despre Cuviosul Hristofor, Ioan și Sofronie, scriitorii cărții ce se numește Limonar, au scris astfel. Când eram în Alexandria și am mers la părintele Teodul, care era în Sfânta Sofia cea din Faran, starețul ne-a spus: eu m-am tuns în călugărie în viața de obștea părintelui nostru Teodosie, cea din pustia Sfintei Cetății a lui Hristos, Ierusalimul, și am găsit acolo pe un stareț mare, de neam roman, anume Hristofor. Deci, într-una din zile m-am închinat lui, zicând: părinte, ai plăcerea și spunem lucrurile tale cele din tinerețe. Rugându-l eu foarte mult și starețul, cunoscând că îl întreb pentru folos, a început am spune astfel: fiule, când m-am lepădat de mine, aveam multă căldură și o sârdie spre nevoința monahicească. Deci, ziua mă îndeletniceam în slujbe, iar seara târziu intram în peșteră, în care mai înainte obișnuiau a se ruga cu cuviosul Teodosie și ceilalți sfinți părinți. Intrând în peșteră, făceam câte 100 de metanii pe fiecare treaptă și mă aruncam înaintea lui Dumnezeu, iar toate treptele erau un număr de 18. Intrând în peșteră, petreceam acolo rugându-mă, până ce lovea întoacă de cântarea utrăniei și atunci ieșeam din peșteră la biserică. Astfel am petrecut 11 ani, neschimbându-mi pravila aceasta, ostenindu-mi trupul cu postire multă și cu înfrânarea gândurilor în slujbele ce mi se porunceau. Deci, răbdam toată lipsa în necâștigare. Într-o noapte, intrând în peșteră și săvârșindu-mi pe trepte, după obicei, plecările mele de genunchi, și pogorându-mă la treapta cea mai de pe urmă, am stat. Atunci, deodată m-am simțit într-o răpire și am văzut toată peștera plină de candele, din care unele ardeau, iar altele nu. Am văzut încă și doi bărbați cu chip luminos, umblând în haine albe și pregătind candelele. Eu am zis către dânsii: pentru ce ați pus candelele acestea aici și nu mă lăsați să intru să mă rog? Ei mi-au răspuns: candelele acestea sunt ale părinților lui Dumnezeu, care se ostenesc. Eu am zis către dânsii iar: pentru ce unele ard, iar altele nu? Ei mi-au răspuns: cei ce slujesc bine Domnului și-au aprins candelele, iar cei leneși nu și le-au aprins. Eu iar am zis către dânsii: faceți bine și spuneți-mi, candela mea arde sau nu? Ei mi-au răspuns: ostenește-te și te roagă și o vom aprinde. Eu am zis: mă rog totdeauna și n-am făcut altceva până în vremea aceasta. După cuvintele acestea mi-am venit în sine și n-am mai văzut pe nimeni. Atunci i-am zis către mine: o, Hristofore, ai trebuință de ostenelii mai mari ca să-ți aprinzi candela. Deci, dimineața am ieșit din mănăstirea mea și m-am dus în muntele Sinai, ne luând nimic cu mine, decât numai haina cu care eram îmbrăcat. Petrecând eu în muntele Sinai în multe osteneli și nevoințe 50 de ani, am auzit un glas, zicându-mi: Hristofore, du-te în mănăstirea ta, în care te-ai ostenit mai înainte, ca să te odihnești acolo cu părinții tăi. Cuviosul Hristofor, spunând aceasta despre sine, a mai viețuit puțin după aceea și a dat sfântul său suflet în mâinile lui Dumnezeu. Același părinte Teodul ne-a spus nouă, adică lui Ioan și lui Sofronie, că părintele Hristofor, mai înainte de mutarea sa, a zis aceasta: într-una din zile am ieșit din mănăstirea mea și m-am dus la Sfânta Cetate Ierusalim, ca să mă închin și să sărut crucea cea făcătoare de viață. După ce am fost acolo și m-am închinat Domnului, când voiam să ies, am văzut pe un frate oarecare stând în ușile din mijloc ale bisericii. Acela nici nu intra, nici nu ieșea, și doi corbi zburau fără de frică înaintea feței lui, amenințându-l cu aripile și nelăsându-l să intre. Eu am înțeles că acei corbi erau demoni și am zis către cel ce stătea: frate, spune-mi pentru ce stai în mijlocul ușilor și nu intri? El mi-a răspuns: părinte, iartă-mă că sunt bântuit de gânduri. Un gând îmi zice: mergi și te închină cinstitei cruci și o sărută, iar alt gând îmi zice: ba nu, du-te mai întâi și săvârșește-ți lucrul și vei veni să te închini altă dată. Eu,
Auzind acestea, zice Sfântul Hristofor, l-am luat de mână și l-am dus în biserică. Și îndată au plecat de la dânsul corbii aceea, apoi l-am făcut să se închine cinstitei cruci și sfântului mormânt al Domnului, și după aceea l-am lăsat să plece cu pace. Acestea mi le-a spus cuviosul Hristofor, zice Teodul, de vreme ce mă vedea îndeletnicindu-mă mult la lucrurile mănăstirești, iar de rugăciune neîngrijindu-mă, ca să știu că se cuvine a cinsti mai întâi pe cele duhovnicești. Și după aceea să săvârși slujirile cele trupești, fericiții părinții Ioan și Sofronie, auzind acestea, le-au scris spre folosul celor ce le citesc și le ascultă, și spre slava lui Hristos Dumnezeul nostru.